Melina, cred că o știți deja, dincolo de cântecele ei, e o fată care stă mult în studio și compune și pentru alți artiști. Da, ce nu se știe despre mine este că eu și produc muzică. Nu știu, foarte mulți oameni. Care e diferența? Că multă lume nu face diferența între a produce muzică și a compune muzică. A compune muzică înseamnă să faci linia melodică și versuri, să fii textier, înseamnă să faci versuri. Să produci muzică înseamnă să te ocupi și de orchestrație, să te ocupi de beat, de toate instrumentele care trebuie spuse acolo și să iei ultima decizie pentru pachetul întreg. Aha. Deci producătorul e cel care fabrică muzica, compozitorul e cel care o desenează, exact, o compune, exact. Un fel de designer. Cât la sută din ceea ce scrii tu sunt povești inspirate din viața ta? Cred că undeva la 60%, 50-60% sunt inspirate din viața mea și cele mai frumoase piese pe care le-am scris sunt piesele care au fost inspirate din viața mea pentru că le-am simțit cel mai puternic și mi-am dat seama că au un mesaj. Cele mai frumoase, când spui cele mai frumoase, vorbești de subiectiv. Subiectiv. Și de fapt, la ce te referi? La ce piese? Mă refer la Sper că ți-e bine, piesa pe care am scris-o asta acum. Da, piesa pe care am scris-o acum, Sper că ți-e bine, pe care am și produs-o, pe care am scris-o de fapt acum 6 ani de zile. N-am avut curaj să o scot pentru că nu aveam destul de multă încredere în mine să o scot. 6 ani de zile are piesa asta? Dar am foarte multe piese care au și mai mult și încă nu le-am scos. Eu am piese, am vreo 200 de piese care încă nu le-am scos, care poate le mai dau altor artiști sau le scot eu. Exact, da. Și cum am spus, am compus acum 6 ani de zile când am fost eu la un moment de cumpănă în viața mea. Și... Adică nu știai dacă să-ți iei o mașină nemțească sau o mașină japoneză? Da, sau un pic mai nasol de atât, da? Adică? Nu. Hai să intrăm în... Să intrăm un pic, da. Am avut un moment de cumpănă și anume că omul pe care îl iubeam la momentul respectiv nu era de acord cu muzica și m-a pus practic să aleg între el și muzică. Da, aceeași reacție am avut-o și eu. Dar fiecare om este diferit, el era un om foarte gelos și... Am înțeles să fii gelos pe al bărbat, dar nu gelos pe muzica pe care o compune iubita ta. Poți să ajungi și la nivelul ăsta. Pe bune? Da, pe bune. E foarte greu de înțeles. Eu n-am înțeles, până la urmă am înțeles și am zis ok. Adică am acceptat că fiecare trebuie să fie ceva patologic în toată treaba asta, să fii gelos pe creația iubitei tale. Da, nu, de fapt el era gelos de faptul că eu o să fiu pe scenă, că o să uite alți bărbați la mine, că o să fie multă atenție, că îmi pun poze pe Instagram, pe Facebook. Numai ideea că un bărbat mă place pe mine îl deranja pe el. Adică, da, exact, era o chestie patologică. Deci nu aveai voie să ai fani, urmăritori, ceva de follower, genul. Da. El, de fapt, își dorea o viață tradițională, ceea ce nu este greșit, doar că foarte tradițională. Și nu se lega de viața pe care vreau eu să o am, de muzică. Și el cred că își dorea o viață arhaică. Oare, da, nu știu. Mai degrabă decât tradițională. Da, practic, nu am avut viziuni asemănătoare. Și ai fost pusă să alegi între a rămâne cu el, bărbatul pe care îl iubeai, că ai zis foarte frumos. Da, pe care îl iubeam și l-am iubit foarte mult, și muzică. Eu atunci nu aveam nimic în muzică, practic. Eu încercam în studio, compuneam piese, numai asta făceam. Iar totuși am ales să fac muzică. De fapt, eu am ales opțiunea de a alege. Corect. Înțelegi? Adică... opțiunea de a fi liber. Exact, opțiunea de a fi liber. A fost nasol. Dar e interesant alegerea asta, pentru că tu aveai ceva sigur, o relație. Îl iubeai, te iubea, în felul lui, în felul tău. Și erai un om de studio, adică nici măcar nu lansase primul cântec din carieră. Și tu ai ales ceva necunoscut împotriva ceva confortabil, sigur. Așa este. Dar m-am gândit că în viața asta trebuie să faci ceea ce simți, ceea ce îți dorești. Și dacă el m-a pus să aleg între două lucruri pe care le iubesc, practic înseamnă că el nu este omul pentru mine și nici eu nu sunt femeia pentru el. Pentru că după câțiva ani de zile, 5-10 ani, cu siguranță aș fi strâns niște frustrări, el ar fi fost vinovat pentru decizia asta și la un moment dat s-ar fi sfârșit. Nu, eu așa m-am dus un pic în viitor. Și ai gândit matur pentru voi. Da, probabil. Și... asta vreau să zic. Ce s-a întâmplat după o lună de zile? Ce s-a întâmplat după o lună de zile? I-ai trimis piesa. Nu, după o lună de zile am scos poza de album. Aha, primul tău hit. Primul meu hit. Și atunci am luat-o ca pe un semn de la Dumnezeu că am făcut decizia corectă. Adică tu nu ai făcut piesa asta de debut ca să te răzbun pe el sau... Nu, așa s-a întâmplat. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Nu a avut nicio legătură.
Da. Tu i-ai trimis vreodată piesa asta? Sper că ți-e bine. Ah, nu mai țin minte. Nu, nu i-am trimis-o pentru că noi nu am mai vorbit. Nu am mai vorbit de atunci. Și eu am făcut piesa asta, sper că ți-e bine, când mi-a trecut toată ura aia pentru el. Că la un moment dat când te desparte cineva, ai o ranchiună, o ură, o... îl învinovățești. Corect. Că de ce m-ai pus aleg? Bun, și la un moment dat am zis, băi, el a avut motivele lui, el nu putea să accepte lucrul ăsta. Bun, eu trebuie să accept că nu putea să accepte. Și el mi-a spus, băi, eu nu pot, mi-a spus adevărul, asta este situația, te iubesc, dar nu se poate. Și atunci am zis, ok, am început să cânt singură pe balcon. Sper că ți-e bine, că pe cineva lângă tine. Practic, mesajul piesei ce spune? Spune că chiar dacă ai suferit sau ai avut dragostea neîmpărtășită, totuși ar fi ok să depășești, să accepti și să dorești persoanei respective că este bine cu altcineva. Ceea ce cred că îți dorește și ți-a dorit și el. Sper. Da, să sperăm. V-ați mai întâlnit atunci? Nu. Niciodată. Nu. N-a dat niciun semn, n-ai dat niciun semn. Nimic. O fi ascultat piesa asta cu siguranță. Da. Bine, el nu este român, nu știu ce a înțeles. Eu fi tradus, că acum YouTube-ul da, corect, traduce. Da, corect, corect, da. Ai dreptate. Cine știe pe unde o fi? Altfel, te-ai făcut bine între timp? Între timp am făcut bine și sunt foarte bine și el a fost o muză pentru mine, pentru că am scris foarte multe piese inspirate din toată povestea noastră. Poate din... cere drepturi de autor. Da, ar putea. Da, în rest sunt foarte bine cu călătoriile mele, cu Tralala School. Ești profă la Tralala School? Nu sunt profă la Tralala School. Toată lumea crede asta, dar nu dar sunt. Ce ești? Este școala mea. Da, exact, sunt patroană, așa. Este școala mea și a Mariei Sepovenco. Am înființat-o împreună. Eu mă ocup de partea de studio, în care înregistrăm cover-uri, facem proiecte cu copii. Și ea se ocupă de canto plus alți profesori de canto și de instrumente. Călătorești foarte mult? Și călătoresc destul, aș vrea să călătoresc și mai mult. Da, am fost în Argentina ultima dată, unde mi-a plăcut mie foarte ce mult. Da, și nu te-a inspirat Argentina să scrii muzică? Nu, chiar, nu știu, Argentina a fost așa un vibe de, în care m-am detașat de muzică și m-am dus în altă lume, pur și simplu, okay. Și mi-am reîncărcat dar bateriile. Dar unde scrii cel mai bine? Unde scriu cel mai bine? Acasă în sufragerie. Acolo scriu cel mai bine. Și acolo, cam acolo compun toate piesele mele. Acasă, în sfragerie, în pijamale. Și nu mai ai nevoie de niște drame personale ca să scrii și alte piese? Acum am început să fiu mai creativă, chiar dacă nu sufăr. Să reușesc să intru mai mult în film, chiar dacă nu e o chestie personală de-a mea. Ceea ce e mult mai bine. Este, da, și e mult mai bine. Și chiar recomandat. Da, este, da, pentru că dacă nu ar trebui să tot sufăr ca să pot să scriu piese. Absolut. Mă gândesc că dacă tu ai fi ales nu muzica, ci... iubirea, adică relația cu iubitul care ți-a inspirat piesa asta, sper că ți-e bine, ai fi ajuns la o viață în care să stai cum stau copiii ăștia pe care i-am închis de astăzi. De astăzi, nu? Astăzi am intrat în nou reality show al antenei Star.